Principalul factor care blochează dezvoltarea mai rapidă a industriei românești de software este lipsa disponibilității resurselor umane, numărul absolvenților de la specializările cu profil tehnic fiind prea mic, în comparație cu cererea de pe piață, atrag atenția reprezentanții Asociației Patronatelor a Industriei de Software și Servicii într-un comunicat de presă. Companiile anunță constant intenții de angajare pentru perioade scurte spre medii. Dacă luăm în considerare doar aceste anunțuri publice, estimările pentru anul viitor, de exemplu, depășesc 5.000 de noi poziții deschise, dar în companiile mari. Foarte probabil ca numărul final să se apropie de 9.000-10.000, este de părere directorul executiv Anis Valerica Dragomir. Potrivit asociației, numărul anual de absolvenți de la specializările tehnice nu depășesc 7.000, cu o rată de absorpție pe piața muncii de 100%, iar în aceste condiții sistemul de educație superioară tehnică nu este în măsură să acopere cererea, companiile compensând prin atragerea de angajați cu calificări diferite și complementare cu cele tehnice. Modalitățile prin care industria încearcă să compenseze decalajul între cerere și ofertă sunt dintre cele mai variate, de la programe de strategii la burse, programe de pregătire interne, școli de vară, evenimente și competiții de codare, precum și programe de training de durată scurtă care au ca obiectiv să pregătească angajați pentru poziții cheie, notează Anis.